Salutare la toți! A venit și iarna! Noi degeaba ne-am cumpărat eu și scurt șcăciulă. Salut, mam! Salutare! Noi cu mama mergem la bunica. Bunica puțin urăcit și mergem să o vizităm. Are nevoie de câte ceva, așa că mergem să o vedem. Sergiu nu merge cu noi că are mult, mult de lucru. Și noi oricum o să ne întârziem o oră încolo, o oră înapoi. Prim să luăm pe Alex, mergem la market. Și să o luăm și pe Ariana. Ne-am oprit să luăm peștișor și lui bunica și nouă. De aici, de la doamna, mereu luăm. Deja două ore și sunt foarte buni peștile. Într-adevăr, e bun, numeroasă, amul. Afară e diu-diu-diu-diu-cu, foarte tare. Am și mai avem o leac și ajungem la bunica. Peștele nostru nu vrea nici ca acum, ia uitați, ce faci? Am și o mașină să nu ne facă nouă, pe repetii. Vrei să țin ceva? Ai fric, am ajuns și e fric. Să îngheați urechile, mama ea că amul vine iarna. Ne-a jăluit că nu vine iarna în Moldova. Și frig ieși, de-am așteptăm deja zăpada. Noi ești cu mama la sobiță. Bunica aici vorbește cu noi, dar noi stăm. Și bunica, vii, da? Vin. Vin, bunica greu, vine, dar vine. Soba e caldă. Gata, am stat puțin la bunica. Mergem. Mi-a dat bunica nuși, distrăcat și ouă. Mergem să-l luăm pe Alex. Să mergem la market. Și pe urmă să luăm și pe Ariana. Ai reușit și cu mama în 10-15 minute. Treci pe acolo, mă. Să facem market în 15 minute, că trebuie să-l luăm pe Alex. Și uitați-vă și frumos ninge afară. Vai de mine! Mama de ghes nici cu căruța. L-am luat și pe Alex. Am reușit și am... Ați văzut că am luat și market în 15 minute. Am făcut amândouă marketul. Am o torbă acolo plină. Bunica ne-a dat și ouă de casă. Ce am luat ulei. Vrem să iau două sticle, dar am luat deja unul întreg. Așa, afini. Alex mănâncă afini în ultima perioadă. Ce am mai luat aici? Multe legume, pentru că astăzi o să fac pizza de casă, mai mult pizza, adică vreau să fac. Pieștele, mama de mă. O să-l lăși afară, mamă, le-ai curăță mâni. Eu am pornit aici, a luat-o de pizza, ne-i foame, dar întâi vreau să-l pornesc, stai să odihnească, el trebuie să se odihnească. Deci aici am 500 de grame de făină, 25 de grame de drojdii proaspete, sare, puțin zahăr și o spun și 50 de grame de ulei de măsline. Apă deja eu mi-am pus aici vreo 300, dar poate fie să meargă și mai mult, deja depinde de cât o să iei făina. O să mâncăm zăm ușoară, eu cu mama. Am pornit, a luat-o deja. E ca așa, aici să odihnești, că trebuie măcar vreo 2-3 ore. Pizza vom mânca astăzi. Super. Alex vrea și peperoni și de toate. Eu am luat de toate, eu o să fac și exotic. Și o să facem. Îți fac și babă. Azi fac babă, să avem. Super. Super, da? Sergiu ceva, nu știu ce-o pățit el cu baba. E chec, așa gustos. Și Ariane îi place. La toată familia îi place. Și mama. Mama nu mănâncă dulci, dar biscuiții mei aceia negri i-au plăcut. Mama a mâncat un biscuit jumate, ți închipui? Când... Am luat la bunica și jumătate am mâncat pe drum. Un jumătate de biscuit. Așa a făcut. Da. Bunica fără biscuit oricum. Da. La bunica era lejanca caldă, nealichin. Da. Trichini. Da. Tu ai avut de lucru. Și o ținut, nu ninge. Deloc. La bunica era nimic. Da, pe moșul. Și amuia nu mă întreamă în market. Și când ieșim, frumos. Alex prindea cu limba, ha? Da. Până vinem noi. El e afară, da? Da. A venit și Ari acasă. Salut, Ari! Salut. Ce mănânci acolo? Biscuiții brownie. Lui Alex nu i-au plăcut, că e cu ciocolată neagră, dar Ariana nu are problemă cu ciocolata neagră, eu mănâncă. Deci aici eu, cât cuptorul se încălzește, am făcut trebuie de o budincă, că la noi se mănâncă. Budinca asta o mâncăm și cu miere, și cu ceai, și cu ce ne place. Fiecare diferit.
A luat pentru pizza, a trecut vreo oră, aproape două, uitați, vezi ce frumos arată. O să-l împart acușa în 4, pentru că o să avem 4 pizze. Și o să-l mai las încă să se mai odihnească și când o să coacă budinca, atunci o să începem a face și pizzele. Așa, am împărțit-o în 4. Uitați-vă și de bine au crescut. Le las pe acestea. Una am întins-o puțin, nu foarte mult. Deci asta e prima. O să fie margherita. Aici am pus doar sos de tomat. Iată, așa am luat. Specială pentru pizza. Ea merge cu busuioc. Nu cu busuioc, dar e cu... Da, e cu busuioc. Sau basilic. Da, busuioc. Nu știu dacă corect spun. Basilic, mamă, și busuioc? Da. Aha. E cu busuioc, sosul. Și deja voi pune doar cașcaval, nimic altceva. Și aici deja sunt ingredientele pentru următoarele pizze. Avem încă șuncă și salam. Margarita, deja care o să-i fac Loreana. Peperoni cu salam și poate o spun și ardei iute sau chili. Exotică cu ananas, șuncă și porumb. Și special, care e cu ardei, perci, șuncă și gata. Pizza lui Sergiu este pregătită, doar să meargă în cuptor. Deci aici nu i-am făcut totuși peperoni. Un mix i-am făcut: șuncă, salam, ce mai pus, porumb, ardei, ardei verde și cașcaval, sigur. Și acolo deja Margarita se pregătește, scoace. Uitați-vă ce frumos arată, oho, niște bule acolo. Deci am pus-o la 240 de grade. Acum are 4 minute, o țin vreo 10, maximum 12 minute. Văd cum îi coptă turta de dedesubt. Yummy, yummy! Pizza lui Sergiu a ieșit. Îi duc și o bericică, el încă muncește. Ia să vedem reacția lui. Alex doarme. Nu știu ce o să fac la noapte. Cred că obosit azi. Uitați-vă la dâns cum doare. Mai sărăcuțul. Și afară la noi ninge. Ninge, ninge, ninge. Puțin, dar ninge. Uitați-vă și frumos. Așa, mergem la Sergiu. Hello. Hello. Îmi permiteți să vă aducem masa aici? E spțiric, tăticu. Prinde lumina. E deja am arătat-o. Spțiric, așa arată. Spțiric, dar mare. Nu am mâncat toate. 4 de astea am făcut. Fac, adică. 2 de abia mișut, a 3 în rol. Dar fierbinte foarte tare. Foarte tare? Foarte tare, că numai și am scos-o. Las-o, 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 las-o. Mă duc să aduc bere. Gustos? Stasă? Nu e ca la, știi cum da, în cuptor. Da, luată și fost, e mai tare. Da, pentru că l-am făcut mai subțire. Mai gustos. Da. Mm-hmm. Poftă mare. Mulțumesc. Am lărgit apartamentul la pisicuțe. A, ce frumos. Ei, repede cresc. Mariana, ce îi hrănești care cu lingura. Mm-hmm. Încă nu cunosc bine. Cunosc, am pus și litier acolo. Ia că eu am pus așa jucările. Da, dar ele scadă, Riana. Nu-i nimic. O scadă, vezi? Ia. Puțin o să le atingă și o scadă. Da, și uite așa, papă, ei la noi. Da, Riana? Da. Așa, ia să spală. Și ca și mie. Da, vrei și mie să intre, dar nu uităm voi. Pentru că... Eu să mănânci tot paștetul. Da? Da. Acușchi rămâne și ei, nu mănâncă tot. Da, se dăm și ei, dar trebuie să mănânci ei întâi. Puțin. Darkie, mâncat bine, că se vede. Parcă e purceluș. Darkie. Și mănâncă la dâns. Darkie și-a putea mânca și silicatul. O gustat. Da. Noi le-am închis acolo, ca așa cu carton. Da. Și aici. Și o să le dăm voie așa să îmblă pe aici. O să fie baia lor aici. Și se duc acolo cu păturicul și dorm și cu miuța. Stau toți. Miu! Ia cum mănânc. Da, îmi place, car de linguri, car de pe jos.
Hai mai pun. Așa, de pe jos, mâncați, mâncați. Stai să mănânci, Ariana, de jos întâi. Nu, nu mă ochi, nu-i da în ochi. Așa. Suntem puțin de... Cred că el fac așa. Da, așa până dau de miros. Băieții, deci băieții mănâncă cel mai bine, adică deodată încep. Fetele mai greu, așa sunt mai atente. Să mai eu și vrem, da, așa. Mai fug. E la mâncare, normal. Să văd cum clef. Da. Așa, papă, îți crezi că mare. Le dăm și de cele uscate. Ieri le-am dat, le-am uiat puțin și am mâncat vreo două, dar trebuie să le lăsăm, știi, mâncărică. Coada, coada, mamă. Mie vine și le mănânc și nu reușesc.